Salutare, prieteni, și bun venit la un nou episod din My Summer Car. Bun, am terminat cu mașinuța, în sfârșit, am făcut-o și am reușit să o pornesc. Dar am uitat să-i pun zarurile, frate, cum se poate așa ceva? Ha, bun. Pa, ce frumos, uitați ce frumos, ce frumos, ce frumos. Bă, deschide-te! Băi, piesa finală aici. Pac! Altceva am mutat. Bun. Trusa, ce caută trusa mea pe aici? Trusa mea trebuie să stea aici. Bun. Am ceva misiuni, ia să vedem. Multe misiuni am aici. Am două misiuni aici. Trebuie să mă duc cu mașina aia de... Raha, raha, raha. Că trebuie să fac... Să fac și o... ceva misiuni, că nu n-am făcut deloc. Să mai fac și eu, că vedeți, stau prost cu banii. Nici nu știu cum să fac treaba aia cu banii, să-mi dea bani mai mulți. Adică de fapt nici nu m-am interesat că reușesc, dacă e. Eu n-am nici jocul piratat și mai e complicat. Da. Să vedem. Mai pornești asta? Păi, satana. A? Nu, ceva e în regulă. Bun. Auleu. Ce ai, mă? Bă, te rog, eu nu mă face de râs. Ce naiba? Nu te răsturna. Hai să mergem. Ba. Mamă, ce șofer, frate. Săraca mașină. Trebuie să merg cu ea la reparat, dar n-am bani. Și până una alta... Prind și noi aici. Oprește-te. Pac. Băi, frate. Deci... Eram foarte departe, deci nu puteam să vin pe jos. Bun, ce avem noi aici? Avem și un tractoraș. Băi, mă lași, avem toaletă. Din asta. Băi, mă lași, pot să salvez de aici. What the fuck? Bun, mișto ăsta, frate. Bun, super, cu ăla cred că pot să-mi iau și mașina. Bun, ce mai avem noi aici? Cine? Ce avem, frate, aici? Licoarea aia lui Bacchus. Mamă. Vreau să o iau. Hei, nu, trebuie să o bei. Mamă, te vodka asta. Te faci... Mamă! Holy shit! What the fuck? Păi să nu spui că poți să tai lemne. Nu poți să tai lemne. Cred că n-am misiunea asta, că când îmi dă misiunea asta, că știu când zicea unul ceva de lemne. Probabil atunci poți să tai lemne, cred că e foarte interesantă misiunea asta. Era mișto acum, că eram beta, așa. Ba da, poți să tai lemne. M-am dus la el, la topor, și am reușit până la urmă să le iau și pot să tai lemne și m-am jucat puțin pe aici. Și hai să vedem cum este să tai lemne când ești beat. Pac! Wow, am reușit. Bagă. Băi mă lași. Băi, ce tare sunt. Băi, frate, și beat poți să tai la lemne. Stai că aici am ratat. Bă, mă lași. Bagă-mă. Auleu, pe ăla nu l-am tăiat, frate. Nu mai contează. Pac! Am ratat. Băi, tai mă. What the fuck? Pac! Mamă, ce sar lemnele, frate. Nu se poate. Bun, l-am tăiat. Hai, mă. Bravo. Și încă unul. Încă unul. Băi, fă-l-mă cum trebuie. Băi, ce nașpa e, frate. Te amețește și pe tine, frate, asta.
Dar cât naiba o să țină efectul ăsta? Bă, eu nu mai pot să mă tai lemnul, frate. La cât de bete e ăsta, nu mai pot să mă tai lemnul. Hai, stai acolo, mai am nevoie. Hai să vedem. Trebuie să mă duc în misiune eu acum. Trebuie să mă duc să trag niște caca. De la unii. Ok, hai să vedem dacă reușesc să pornesc tiruletul ăsta. În starea în care sunt eu acum. Băi, ce nașpa e când faci așa, frate, te amețești. Parcă mă ia cap, mă doare cap. Puh, ce nașpa e, frate. Bun, cum se pornește ăsta, frate? Uite-l aici. Numai să reușesc. What the fuck? Băi. Mai bine nu beam, frate. Mai bine nu beam. Hai, pornește-mă, hai, mă. Bun, a luat-o. Antuia. Am pornit, tată. De ce claxonează ăsta? Nu mai contează. Mă cam enervează treaba asta. Cred că o să țină foarte mult starea asta de ebrietate și nu-mi place. Deci o să dau eu din nou de la salvările mele și o să iau tiruletul ca să nu mai beau licoarea aia. Ne-am distrat puțin acolo cu lemnele, dar ca să conduc, e foarte greu, nu știu ce să zic. Ha, frate, să conduc, ce mai contează cu conduc, așa ce să mă... Hai, oricum o să dau pe repede înainte până ajung unde trebuie să fac eu misiune. Sper să ajung acolo, să mă descurc, pentru că nu știu dacă pot să accesez vreo hartă, ceva, doar aia din casă, te uiți pe aia și gata. Da, eu știu mai exact, nu știu unde, de fapt știu așa unde să ajung, dar eu știu. Sper să mă descurc și o să fie pe repede înainte până acolo. Bun, am ajuns. Hai să vedem. Nașpa că sunt tot în starea asta de ebrietate și nu e bine. Deci să accesez alea, hai să vedem. Trebuie să fiu în driving mode, ok. Nu știu dacă fac bine ce fac eu pe aici, pentru că e prima dată când fac lucrul ăsta. Și mai ales că sunt și beat, frate, mamă, nu mai trece efectul la băutura aia, frate. Ce băutură e, fratele meu, aia. Pac. Ce pui mei, frate, e iară pe acolo. What the fuck. Mamă, prima dată când fac lucrul acesta. Hamu că s-a dus. Și acum? Ia să vedem.
Bun. Stai un pic că trebuie să fie mașina pornită, asta e toată treaba. Dar aia nu cred că funcționează. Trebuie să pornesc mașina. Așa e. What the fuck, am ieșit prin parabriz. Hai ca porne. Dă-te bă că vreau să văd dacă face ceva. Bă, Balaș! Am reușit, frate! Am tras! Bă, Balaș! Bun, oprește motorul. Bă, mă, las, sper că am reușit. Băi, de ce nu vrei să ieși de aici? Punem capacul la loc. Dacă mai reușesc. Dacă am reușit. Și banii? Băi! Banii, băi! You motherfucker, give me your money. Nu-l da pe aici. Nu am, ia. Ia-ți, mă, rahat, ți-l las aici dacă nu mi-ai dat bani. Ita la el, bă. Na, probabil cred că trebuie să-l duc undeva și după aia îmi dădea banii, cred. Nu mai contează. Mai ales un beat. Sunt beat acum. Ce, asta e? Ia uite, primul ăsta al meu și nu mi-a dat niciun ban. Este smor de beat, sunt petir, sunt petir. Ma. Ia, am intrat înăuntru la asta, frate. Hai mă, frate, sunt petir acum. De ce nu mi-a dat, mă, bani? Zi-mă de ce nu mi-a dat bani. Băi, vrei să vin, mă, spre tine? Nu pot să-ți fac nimic, mă. Băi, dă-mi banii. Uite, bă, frate, eu după ce că l-am ajutat. What the fuck? Ce-a fost asta, frate? Mai vreau o dată. Uleu. Se duce singur, tirul, mâncava, jur. Mamă, cât de bat e ăsta. Și uite, frate, a sărit direct pe asta. Mamă, ce tare e când e bat, frate. Face tot felul de prostii. Da, deci n-am luat niciun ban din misiunea asta. N-am făcut nimic. What the fuck? Mamă, dau cu tirul peste el, frate. Deci uitați-vă la mine că dau cu tirul peste el. Pe el ce crede, frate? Dar eu glumesc acum, probabil cine știe. Nu m-am informat. Probabil după ce iau caca ăsta trebuie să-l duc undeva și după aia îmi dă banii, nu știu. Zic și eu acum, nu știu. Ia uite-l, bă, frate. Nu vrea, bă, frate, să... Nu pățește, bă, nimic, bă. Hai, papa, mă, m-am făcut degeaba. Trebuie să mă informez, să vedem. Care a fost manevra, dar nu mi-a dat banii. Dar cred că manevra ei, cred că o să iau hack-urile alea. Și cred că o să am eu banii ca lumea și pot să mă duc cu mașina să mi-o repar și asta. Cred că asta e cel mai bine și cred că asta o să fac în următorul episod. O să-mi fac hack-ul și gata. Pe ce mai stau eu? Nu mai stau. Mă, uite, bă, frate, drumul aici. Dar n-am cum să mă duc pentru că... Eu trebuie să mă întorc înapoi la căsuța mea dragă. Că... Nu știu, dacă misiunea asta nu a reușit,
Să vedem ce mai fac pe acolo. Și trebuie neapărat să fac bani. Trebuie să iau hack-ul să fac bani. Ca să nu mă stau eu să mă duc să fac misiuni de astea, că nu prea îmi plac. Mai ales că văd că nu mi-a dat niciun ban ăsta, cine știe care o fi manevra. Și mai bine bag hack-ul și am bani. Dar sper să reușesc și cu hack-ul ăla. Să-l fac și după aia să mă duc în următorul episod să repar mașina, să-i fac și o tuning și astea. Să iau genți și tot ce se poate lua pentru ea. Da, deci acum o să mă întorc acasă și în următorul episod sper să reușesc cu bani. Bun, prieteni, deci cam asta a fost tot din acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem în următorul episod din My Summer Car. Pa, pa!